Ne reîntâlnim emoționați cu memoria filmotecii. Pentru astăzi, uzinele electroputere Craiova, filmate în 1954. În cinstea celei de-a șasea aniversări a Republicii Populare Române, colectivul uzinelor muncește cu elan crescând, construind tot mai multe locomotive de mină. Astfel, uzinele electroputere contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă în mine și pe marile șantiere. Au trecut 18 ani. De la o producție de roabe și locomotive de mină, uzinele electroputere au atins statutul unei unități de elită a electrotehnicii. Este caracteristică uzinei dublarea producției la intervale de 5 ani. Se produc azi locomotive electrice magistrale de 5100 de kW, transformatoare de mare tensiune, utilaje complexe ce se exportă în circa 40 de țări. În cinstea aniversării eliberării patriei și a proclamării Republicii, angajamentele uzinei se vor concretiza, între altele, în cele mai mari transformatoare produse vreodată în țara noastră.